Bună dimineața, bună ziua sau bună seara după caz pentru momentul în care veți asculta acest vlog. Dragii mei prieteni, cu voi este Gabriela și astăzi vă invit să citim împreună prima parte din cartea cu numele Dispariția statuii din parc de Rodica Oșoc Brașoveanu. Cartea este cu numărul 5 din seria Melania și Mirciulică. Întâi de toate, din nou vă mulțumesc din suflet că sunteți alături, vă invit să vă abonați la canal în cazul în care nu ați făcut-o deja, să dați click pe clopoțel pentru a fi siguri că veți fi notificați de fiecare dată când postez un nou vlog, să dați un like dacă v-a plăcut eventual un share și, bineînțeles, să-mi lăsați un comentariu deoarece îmi face mare plăcere să citesc comentariile dumneavoastră. Un singur lucru aș dori să vă mai menționez înainte de a începe să citim, și anume am remarcat că în anumite comentarii sunt câțiva domni care, într-adevăr, pe bună dreptate, s-au plâns între ghilimele de mărimea filmelor și de faptul că necesită foarte mult internet. Am reușit, după de lungi căutări, să găsesc chiar astăzi, chiar acum un sfert de oră, practic, am făcut abonament la o aplicație care este extrem de simplă, dar care îmi permite să încarc audio, deci partea de audio pe care eu o înregistrez și pe fundal să folosesc o singură poză sau probabil maxim 2. În acest fel vom ține mărimea fișierelor foarte micuță, da? deci nu mai va fi la nivel de 1, 2, 3 giga ca în acest moment, ci vor fi probabil 100-200 de mega în funcție de mărimea de, de cât de mult voi citi. Iarăși, această aplicație față de Canva cea pe care eu o foloseam înainte, Canva nu mi permitea decât un maxim de o oră și 25 de minute, o oră și 30. Această aplicație din spusele lor îmi permite să mă duc cu cu audio până la un 4 ore acum eu nu am reușit să testez încă să văd dacă într-adevăr discutăm de chiar 4 ore reale dar chiar și 2 ore pentru că sunt momente când poate aș putea sau aș vrea să citesc mai mult dar sunt nevoită să mă opresc cel puțin până astăzi, eram nevoită să mă opresc datorită uh, poveștii cu Canva care nu îmi permitea să... nu îmi permitea să aplaudez un audio de uh, mai mare de o oră și 25 de minute, 1 oră și 30 și automat aveam o mare problemă în cazul în care se întâmpla asta pentru că trebuia să stau să tai, să mă gândesc ce fac și așa mai departe. O să încep să testez cu acest program preventiv astăzi. Voi lăsa la fel uh, audio-ul mai scurt ca să mă joc, să fac niște probe. Și dacă funcționează totul bine, o să lungim puțin timpii, o să totuși ca să știți, nu voi trece cel mai probabil de două ore pentru că mă gândesc că nici dumneavoastră nu aveți atâta timp să stați, să ascultați, adică totuși, nu mă... no, mi se pare destul de mult. Mai mult de două ore. Bun. Vă mulțumesc tare mult, asta am vrut să vă spun, sper că va fi în regulă și pentru dumneavoastră. Știu că sunt mulți cărora le plac filmulețele, dar luând în considerare într-adevăr faptul că un filmuleț din acesta necesită extrem de multă bandă de internet și consumă mult internet atunci când doar asculți, pentru că filmul tot se, se rulează în, în background, în, pe fundal și atunci m-am gândit cum să facem să Ușurăm toate lucrurile astea să fie mult mai ok. Bun. Sper să vă fie pe plac și dumneavoastră chiar aștept comentarii vis-a-vis -vis de această temă și de acest subiect. Acestea fiind spuse, să începem. Capitolul 1. E nemai pomenit, are temperament, e culant, e domn, și o fantezie, ce mai încolo și încoace, știe să iubească. Liana o urmărea cu atenție. Ochii avea o strălucire particulară și, ca totdeauna, în prezența Emiliei încerca un sentiment ațățător de aventură. Cum a fost? Emilia joroti inutil privirea prin încăpere și scăzui instinctiv glasul. Nu ne aude nimeni? Liana a dădusă căită din mână. Cine naiba să ne audă? Ți-am spus că dinuie de gardă. Emilia chicotii. Când râdea, își arăta dantura superbă, puternică. Dinți mulți, parcă mai mulți decât în altă gură. Cineva o caracterizase foarte plastic. Are o gură feroce, de fiară. Era destul de înaltă, cu o talie subțire speculată în, cercul în centuri strânse, late și încărcate, decorative, indiferent de modă, picioare lungi și fine. Bustul strident, oarecum contrastant față de zvelteța trupului, nu deranja, accentuând aerul agresiv sexy. Ochii verzi de pisică știau să privească, părul încrețit astrahanuș ascundea sărăcia. Purta mult negru, speculându-și culorile naturale, aprilul ochilor, crinul pielii, zăpada dinților inele pe cel puțin șase degete și poșete elegante, mari, prospere, cu catarame inițiale, bucle, clipsuri din duble bun. Nu pleca niciodată de acasă fără să aibă cel puțin 2000 de lei în portfoi. De ani de zile era clienta fidelă a consignației și întreținută a șefului de sală al unui mare restaurant, dar refuza să-l ia în căsătorie în așteptarea marii lovituri avea încredere în steaua ei și în cei 28 ani abia împliniți. Loc mai acord doi ani, dacă nu pică nimic îl iau pe Gigi. De ce să mă grăbesc? Știi cum se întâmplă, te măriți azi de frică să nu pierzi trenul și mâine se ivește jam mare. Nu-ți rămâne decât să-ți mănânci mâinile până la cot. Doctorul Dinu Candian, soțul Ianei, o detesta temând eventuale influențe nefaste pe care le-ar fi putut avea asupra nevestisii. Când se căsătorise, făcuse apel la toate trucurile pentru a-și lega la ochi bunul simț. Făcea parte dintre oamenii care nu-și uitaseră judecățile, puținele judecăți înțelepte din tinerețe. Pe atunci considera o diferență de 20 de ani între soți, drept o calamitate, act obscen împotriva naturii și surâdea ironic, abia camuflat, când întâlnea doi parteneri între care firește ar fi fost relațiile părinte-fică. Niciodată n-avea să iasă din minte comentariul unui coleg, erau pe atunci secundari la spitalul Colțea, când șeful lor, doctorul Pintea, Cvincvagenar vân jos, competitiv încă, totuși vaginar, le prezentase cu un prilejoare care tânăra soție, o asistentă medicală, abia ieșită din cataloagele liceului sanitar. Ehe, geaba de Dumnezeu pită bună după ce ți-a luat dinții!" Îndrăgostită însă până peste cap de Liana, își pansase scrupulele căutând pilde celebre. Uită-te la Charlie Chaplin, avea 50 de ani când a luat-o pe Ona, de 18 ani și nu uita că era fica lui Onil. Ea l-a iubit fără îndoială, ca dovadă a sfidat orice prejudecată, a înfruntat toate împotrivirile, sunt și azi împreună și au în inventar patru sau cinci copii, iar interesul este exclus când te cheamă Ona Onil. Vezi, dar că se poate și altfel. Perorase astfel dinaintea doctorului Gogu Manoliu, coleg de facultate și de spital, care l ascultase abținându-se de la orice comentariu. Ce să-i mai spui viitorului nefericit cu două zile înainte de nuntă? Personal, se îndoia de reușita căsniciei Liana Dinu. Evident, Dinu rămânea un bărbat bine chiar și la 45 de ani, dar pentru o femeie matură, înțelegătoare prin vârstă și experiență, decisă să se cazeze. Liana, la 19 ani, era de o tinerețe explozivă, scandaloasă la brațul lui Dinu, avea zburdălnicia cățelandrilor și apetitul de viață, de distracții și de dragoste al unui întreg liceu de fete, fără a mai ține seama de membrele corpului didactic. Nu trebuie să fii profet ca să intuiești cum avea să îndure ea programul de ocnaș al lui Dinu. Gărzi, obligații, studiu, vizite și contravizite. Azi nu putem ieși, darling. Mâine am o operație dificilă. Bine, dragă, dar le-am promis. Și pe urmă o să fie o lume extrem de interesantă. De când aștept să-l cunosc pe Doru Macarie? A avut un succes formidabil în doi pe un balansoar, iar acum aud că joacă cu casa închisă în cine se teme de Virginia Woolf. Hotărât, ești prea egoist! Dacă nu vreau să o pierd, hotărâse Dinu Candian, trebuie să fiu înțelept. În consecință, acționase în trei direcții: îi satisfăcea fără să clipească orice capriciu presupunând sacrificii financiare, îi cumpărase până și un chimpanzeu, Pongo, din păcate repauzat iarna trecută din cauza unei răceli o convinsese să facă un copil, codruț, care împlinise patru ani și își stăpânea eroic, zâmbetul devenea atunci, fără să-și dea seama, înțepenit, crispat, strâmbând trăsăturile frumoase de meridional, orice sentiment de gelozie. Nu trebuie să se simtă încorsetată, totul e să-și închipuie că face ce vrea. În acest sens, o suporta pe Emilia fără să cârtească, fiind incapabil de fapt să-i refuze ceva nevestisi. Când o vedea plăpândă, gingașă, bibelou blond cu gură de copil mofturos la brijit Bardot, idolul tinereții lui, fragilă s între două degete, cu un trup pictat, toată o miniatură, duioșia îi aburea ochii. Hai, spune, ombie Eliana sorbi din paharul de campari. Nu-i plăcea alcoolul, dar bea purse se de, de genre. Și pe urmă era amuzant la trei dimineața, tolănită pe canapeaua din living să asculte întâmplări picante. Ale Emiliei purtau toate aceeași etichetă. În sinea ei se întreba adeseori, nu fără nostalgie, dacă de acum încolo cariera ei sentimentală a luat sfârșit. N-avea să mai aștepte niciodată plină de emoție un telefon, telefonul eternului iubit, telefonul lui Armand Duval, nu va mai tremura niciodată de emoție până din fereastra, soneria de la ușă, sosirea poștașului, acele pendulei îngrozitor de trândave, calendarul, de s-ar face odată mâine. Adevărul este, conchidea suspinând, că m-am căsătorit prea devreme. Mătușe a știa ce vorbește. Ai abia 19 ani, nici măcar nu știi ce vrei. Dragostea o afli, o cunoști mai târziu. Fiind femeie modernă și versată, completa se moale pe din cinism. Îl dorești? Foarte bine, dar nu înțeleg. Dacă vrei o cană cu lapte, de ce trebuie să iei toată vaca? E prea bătrân fetițo. Alături de el n-ai să ai tinerețe, ci doar toalete. O să înveți mai devreme decât trebuie ce înseamnă analize, tensiune, colesterol. Peste 15-20 de ani, când o femeie abia începe să știe ce vrea, să simtă, tu ai să fii nevastă de pensionar menajându-i ficatul și prostata. Emilia, cu patru ani mai mare, o trata oarecum matern. Stai, puiule, ai răbdare! Sosise la Liana abia de un sfert de ceas cu un taxi pe care îl prinsese în piața Galați. Ăsta-i tipul de la Inter?" Aș, făcu Emilia punând paharul pe măsuță volantă. Cu Sandu m-am văzut ieri, dar nu ca pe comparație, mașer. Să-l vezi pe Grig, e mai pomenit. Unde l-ai cunoscut? Emilia Chicoti, la consignația. Apropo, mi-am cumpărat o roche delicioasă, un amor. Nici măcar n-a costat mult, 1200, dar poți să vezi, chic. Tică, luas-o, mie nu mi a arătat-o când, iubito? La ieșirea din magazin m-a agățat persoana. Domnișoară, te-am văzut? Te-am admirat? Te iubesc! Colosal! Râseliana amuzată. Mie îmi spui, știi, fără tromboane, vă cunosc de undeva, permiteți-mi să vă conduc sau cum aș putea să vă mai întâlnesc. Omulețul a mers la fix, n-a de sens giratoriu. Când m-am uitat la el, am simțit că-mi vine amețeală. Ziceai că se duce la filmare. Un biaser din antilopă albă, cămașă, pantalon bleu marin, lanț de aur la mâna stângă. Cine, ma, ce să mai discutăm? Stai să vezi text. Mă iubești? Pe cuvânt de onoare. Așa, zic, brusc și instantaneu. Brusc, instantaneu și definitiv. Păi ce-ai de făcut? Cu acordul dumneavoastră, domnișoară, să conjugăm verbul împreună. Ce stil! râse Liana. Emilia urmă încântată. Că una are treabă. Ne-am dat întâlnire pentru asta seară la șapte în față la București. Aha, de te-ai pus la coș festive! Îi plăcea să folosească expresii argotice, Îi se părea astfel că nu-i depășită, că rămâne în miezul lucrurilor și închipuia că-i picantă. Medicul se crispa. Înțelege, fetiță, că ție nu-ți stă bine. Ai o figură angelică, ești delicată, ai rasă. Nu îți dai seama ce șoc deplorabil încearcă cineva când te aude vorbind ca un golan. Așa ți se pare -ție. La vârsta mea, însă, gândeai precis altfel. Emilia, îmbrăcată într-o bluză neagră foarte decoltată, cu o fustă amplă tot neagră, presărată cu trandafir gigant sângerii, încinsă ca de obicei într-o centură cu o cataramă de ștrasuri, se în fața oglinzii desfăcându-și parașută foai exclamă mulțumită de ea însăși. Și Grig m-a admirat. Se a zvârlit pe canapea, adăugând excitată. Este un rafinament fantastic! Fii atentă! N-am știut în ce toaletă veniți. Mi-aș fi pus o cămașă neagră. De ce? Ca să ne asortăm, suntem doar pereche. O spun sincer, era să cad pe spate. Ai mai auzit o chestie ca asta? Liana clătină visătoare capul. Nu, nu auzise. Dinu se îmbrăca splendid, cu mult gust, bineînțeles. Rimau în vestimentație în sensul că nu apărea împreună, ea de pildă, înținută de seară și el sport, dar ca să-și asorteze culorile, nu se gândiseră niciodată. Era multă lume, ca de obicei, răspunse Emilia, admirându-și picioarele bronzate, lucioase, ful, culant, ca un bab. M-a rugat pe mine să comand, dar lady, i-am zis că n-am preferințe. Mi-e egal. El, așa v-a învăța guvernanta? Bref, am luat tot ce a fost mai scump. A lăsat pe masă cam la 800. Chelnerul de atât temeneală, cred că-i și acum în echier. Și pe urmă? Emilia a început să râdă. Ce naivă ești, puiule! Ce înseamnă pe urmă? Vrei un desen? Își înnăbuși căscatul și se întinse cu voluptate. Are o casă superbă pe Cristian Tel, tot felul de scule, video, televizor în culori, nu mai zic de casetofon. Liana, nu prea impresionată de mostrele prosperității contemporane, trăise totdeauna confortabil propria locuință, era la fel de bine dotată tehnic, iar doctorul Candian, comițând de terna partenerului vârstnic, își închipuia că nerefuzându-i nimic, îi împletește o lesă extrem de iscusită, se interesă din pură curiozitate. În definitiv, cu ce se ocupă? Emilia căscă din nou. N-am idee exact, sta pe la onete. Ascultă tu, mie mi s-a făcut somn. Dormi la mine. E, de ce? N-are sens să pleci acum acasă. A trecut de cinci. Nu pot, puiule, făcu Emilia ridicându-se greu. N-am înțeles să mă sune azi până în prânz și vreau să mă găsească acasă se apropie de fereastră și dădu la o parte draperiile. Lumina albăstria dimineții de iulie dădu contur obiectelor din odaie. O canapea și două fotolii dintr-o piele extrem de fină se te expedia din Italia de un fost pacient, o masă scundă și o consolă marchetate. Cutia de argint pentru țigări lucea delicat, în oglinda florentină o femeie pictată în costum de epocă își trimita surâsul palid de pe peretele opus. Emilia scoase o exclamație de surpriză. Liana, trezită din reverie, se interesă. Ce s-a întâmplat? Fantastic! Vino un încoace! Am impresia că zbeată. Din doi pași, Liana a fulângă ea. ce dragă! O întâmpină imaginea familiară a părculețului din fața casei, probabil unul din cele mai bătrâne ale capitalei. Copacii erau dintre aceia, sub care căuta să multe generații de rândul și ciudățenie edilitară, băncile originale cu spătare grațioase de fier și felinarele cu grumaze elegante de lebădă, mostre asemănătoare, mai puteai vedea aici colo prin cișmigiu, rămăseseră aceleași de pe vremea străbunicilor. Părculețul avea un aspect romantic și nu ți s-ar fi părut curios să zărește evoluând, pe cele câteva alei, siluete fin de siclă, umbreluțe de dantelă dansând deasupra unor florentine încărcate de flori, pantaloni strâmți cu elastic, pălăritari, lucioase, otform, ținute la spate împreună cu mănușile glase. alături de o doamnă umblii cu capul descoperit. "Cei?" repetă Liana intrigată. "Tu nu vezi? A dispărut statuia din parc." <trui> Maiorul Minerva Tutovan intră zâmbind în minister. Se simțea excepțional de bine dispusă, un vânt formidabil îi sufla în pânze. În primul rând Cheops, papagalul cu creastă regală, progresase mulțumitor, apropiindu-se sensibil de acutele lui Godzilla, cuvântătorul cu pene roșii al doctorului Radian. Vezi, Violeta din Seif. Ascultându-i performanțele vocale, mătușa Caliopi strâmbase din nas – ce-i cu ăsta? Rage ca un măgar doborât de, de anemie. Parerea mea este că nu-l hrănești suficient." Minerva, care pentru a nu fi evacuată de vecinii excedați de urletele agonizante ale lui Cheops își capitonase ușile, o privise uluită. Adică ai impresia că nu face destul zgomot? Abia îl aud. Pentru cinci 5.000 de lei cât a costat animalul, consider că nu-și dăm de ajuns de multă silință." ceea ce adăugase însă considerabil la graficul dispoziției Minervei, făcând să-i țâșnească săgeata în afara chenarului, fusese aglomerația din 320. Nimic nu o stimula mai mult decât înghesuiala, adorând locurile cu hărmălaie și bătături căznite de pantofi străini. Chiar și azi, la vârsta matură, se dădea în vânt după bălciuri, regreta moșii și dădea din coate oriunde întâlnea o mare de oameni strivindu-se cu talent, ca să ajungă în miezul evenimentelor. Tovarășe, îi explica ea de pildă colonelului Ionaș, care avea în eroare supraaglomerația de inși, lumini și zgomote ale metropolei și evada ori de câte ori era posibil pe malul unei ape însoți de o colecție de undițe. Mă cheamă Minerva Tutovan, cetățean al lumii sfârșitului de veactoze și nu Daniel Sihastrul. În intimitate, va considera un sejur pe crastă de munte între cocoș, montaniarzi și capre bronzate, drept culmea smintelii și aștepta cu răbdare momentul în care protagoniștii urmau să ajungă mai devreme sau mai târziu locatar fidel și de nădejde ai spitalului numărul 9. Intră tiptil în birou și își a zvârli expertă bascul. Acesta ateriză exact pe creștetul lui Macri, care lucra cu spatele spre ușă. Capitanul tresări puternic și Minerva a început să râdă. Am exersat o săptămână ca să-mi iasă figura asta. Capitanul se ridică. Clarisim, samuraiul e puzați pe blestemății, ținte bine macritată. Va căuta șeful. A lăsat vorbă să vă prezentați imediat la el. Colonelul Ionaș abandonă pixul, își împleti degetele și începu să le miște morișcă pe cele groase o cercetă scurt și începu să râdă încetișor. Contrariată, Minerva și controlă ținuta. Fusta dreaptă din gabardină, albastru petrol, ca și jacheta cu croială bărbătească, pantofii plați, comozi, piepții și cumpărată de la Adam. Nu se siză nimic nostim și ridicând din umeri, desenă un chip surprins. Știi de ce râdeam? Nu, te cunosc de 12 ani, Minerva, și am impresia că în garderoba ta n-a intrat un singur lucru nou. Unde n-ai găsești o aceeași stofă de aceeași culoare? De exemplu, eu n-am văzut gabardină în magazine de cel puțin două decenii. E o țesătură ieșită din modă. Pur și simplu nu se mai face, nu mai scot fabricile. Ei și... Vă închipuiți că dacă mâine nu se mai poartă matematica, ci dresură de capre, aud că la Mihai Ciucă a ajuns la Eschimoș cu numărul lui. O trec pe zoologie?" Bine, dar practic de unde procuri stofa? Din depozitul personal. Am cumpărat acum 16 ani patru baloturi. Mie când îmi place ceva cu adevărat nu mă satur niciodată. Am înțeles, suspină Ionaș. Ia loc, ne-a venit de la miliție un dosar interesant. Minerva, dintr-o dată atentă, își a țintit privirea ascuțită asupra colonelului suntem informați, urmă colonelul, că în cursul nopții trecute, deci chestiune de ore, a dispărut statuia din părculețul de pe aleea doctor Conțescu. Minerva se holbă. Ochii negri, în general foarte mari, păreau acum două talgere umplute cu antracit. Ionaș, care scontase pe efect, râse încântat. E un banc? Aș! Pura realitate și te rog să mă crezi, toată lumea se simte consternată. A cui era statuia? Antregii opși, draga mea, poate nu m-am exprimat limpede. Se afla în mijlocul parcului, așezată pe un soclu gen cișmea, cu un bazinet sub robinetul din bronz, așa cum se construiau cam pe la 1870." Minerva dădu din cap. Am vrut să întreb pe cine reprezenta statuia." Pe însăși doctorul Alexandru Concescu. Conțescu." Ionaș schise dosarul și citi născut la 1820, repauzat la 23 februar 1866, director la spitalul Eforie și așezămintele Elena Doamna, recunoștință eternă. Informațiile le-am luat de la Consiliul Popular. Legenda pretinde că individul a fost un sufletist, filantrop, demn urmaș al străbunului Hipocrate, acorda asistență gratuită săracilor, etc. Minerva își trecu palma peste breton. O făcea de obicei în două situații, fie când se dichisea, fie când se simțea luată cu asalt de vreo surpriză. Tot nu mă dumiresc, ce-au furat? Căci aici e practic vorba de un furt. Toată cijmeaua? Nu, dragă, doar bustul, piedestalul, să zicem, a rămas. De unde se știe cu precizie că subtilizarea a avut loc azi noapte? Părculețul e înconjurat de locuințe, deci foarte simplu. La statuia în parc în mă culc și a doua zi nu o mai găsesc. Minerva se ridică și începu să circule agitată prin birou. Pe viața mea, dacă m am întâlnit vreodată o chestie mai fistichie, păi mâine dispare statuia aviatorilor. Nu m-aș mira să fie opera vreunui țăcănit, care o fi citit pe undeva că băieții din Chicago au umflat dama cu torța de la New York. Dar apropo, de ce ne-au trimis nouă dosarul? Avem de-a face cu un furt infracțiune de drept comun, deci, de competența miliției, și-au închipuit că șomăm? Dragă Minerva, îi explică Ionaș cu răbdare. S-a făcut o anumită corelație cu dosarul Vlăd Vlădulescu. Statuia constituia una din cutiile oarbe folosite de spioni. Respectiv, mesajele erau depuse sub bucla stânga papionului, aș zice, mai degrabă date fiind dimensiunile, funda doctorului Conțescu. E prima dată când aud despre acest amănunt colonelul zâmbi ușor. Firește, nu tu te-ai ocupat de dosar, ci maiorul Grădinara, pe vremea când uh, relațiile dintre voi erau, ca să zic așa, cam crispate." Nasul Minervei, antenă nervoasă, o cârmi la stânga. Într-adevăr, nu vorbise un an cu grădinara, decretând că nu întreține relații cu oameni lipsiți de umor și aflat sub escarpenul nevestii. Își permise ceea ce ea considera a fi o mică farsă. Întâmplător, grădinara își uitase pe biroul ei agenda telefonică. Minerva străfulgerată de o idee magnifică, tăcuse, gură cu sută, cu bună intenție. Peste o lună, nefericitul își sărbătorea ziua de naștere. Pe la șapte seara se trezise din senin cu vreo 50 de inși, încărcați cu sticle, cutii de boboane și un raion întreg de cravate de 45 de lei, dându-i buzna în casă, puși pe chef mare. Grădinarul, interzis, simțise că-i vine amețeală. Nu se pregătise în mod special, frigiderul, chiar epuizându-l până la ultimul fir de pătrunjel, ar fi făcut cel mult față la 5-6 persoane nevastă sa, și autoritară, după ce și consumase primele momente de perplexitate, plecase trântind ușa. Ai putea să ai atât bun sim să mă avertizez când convoci un meeting într-un apartament de 37 de metri pătrați. Până la urmă, misterul se clarificase. Minerva, aflat într-un moment de dispoziție zglobie, își petrecuse trei seri sunând la toate numerele găsite în agenda lui grădinaru și avansând invitații irezistibile. Știți, e ziua soțului meu, împlinește 40 de ani, să nu scăpați niciun cuvânt, vă rog, vreau să-i fac o surpriză. Grădinarul sosise a doua zi la birou, furios bistriță, dar după vreo săptămână, când relațiile urbane cu nevastă sa fuseseră reluate, îi trecuse. Culmea era că tot Minerva se supărase. Auzi, să-mi vorbească mie pe tonul și în termenii ăștia. Hmm, glume anormale și de prost gust, adică eu sunt anormală. Halal relații între colegi. Își ridicase în nou urinasul și așa rămăsese un an de zile. Da, făcu Minerva alungând amintirea cu un gest al mâinii. V-ați gândit că am putea avea de-a face cu un glumeț? Un zâmbet larg inundă tot obrazul lui Ionaș. Dragă Minerva, spuse cu tâlg, nu toată lumea e spirituală și consider că acesta e un adevărat noroc. Imaginează-ți cum ar arăta orașul ăsta dacă fiecare din noi am avea în dotare glume inspirate. Minerva trecut peste aluzie cu naturalețe, se așeză din nou și început să bată cu unghia degetului mijlociu în postavul vechi de pe birou. Știți? Încep să mă simt la fel de ridicolă ca omologul meu de la miliție, majorul Cristescu. A intrat în folclorul ministerului ca apric colecționar de cazuri trăznite. Ionaș râse. Tii poare și ghinion. Dificil păstrezi poză marțială când cel puțin o dată la doi ani îți picodandana în care evoluează vedetă principală o zăpăcită ca Melania Lupu, secondată de inevitabilul Mirciulică, consilier de nădejde. Minerva ridică din numeri. Cristescu-i un blec sentimental. De ce n-am eu norocul să o întâlnesc? Din păcate-i prea ajmecheră ia să se vâre în fieful nostru. Nu zi vorbă mare, observă Ionaș. Cunoști aforismul, ferește-mă, doamne, de blestemul rugi împlinite. E o zicătoare tâmpită, chiar dacă ea aparține lui Shakespeare. Dixie. La intrarea Minervei, Dobrescu stătea câși pe marginea biroului, bălângănindu-și piciorul. Macri, de cealaltă parte a mesei, îi relata înfierbântat fazele unui meci de fotbal transmis în ajun de televiziune. Înțelegi? Pas, pas, fentă, minge, ajunge la scifu ăsta ce întrează. Balonul e interceptat de ver teren care i-o trimite lui Lecoc. Cap, bară. Minerva se oprim în pra, cu mâinile în șolduri. Cu capul în bară o să o dați voi, mai băieți. Va să zic că astea sunt preocupările voastre în de serviciu. Bară, pas, fentă, hens. Dobrescu, fâstăcit, sări de pe masă și în lemni drept ca un plop. Minerva îl măsură scurt. De ce te-a deranjat? Arătai foarte bine. Nonșalan și flegmatic ca șeriful Bill cel năprasnic din Arkansas City. În ce film ai văzut poziția? Rândul viitor o să te găsesc probabil cu picioarele pe masă. Ai grijă de cizme, model gaucho. Și acum ce faceți? voi uitați la mine? Macri, te duci la arhivă și cer dosarul lui Vlădescu. Ăla de anul trecut, până mă întorc, să-mi scos principalele date. Dobrescu, tu vii cu mine. Nu-mi fac mari iluzii, dar așa scrie la abecedar, o cercetare la fața locului este obligatorie. S-ar putea, opină locotenentul timid, să găsim totuși ceva. După părerea miliției, nu s-au scurs mai mult de 10-12 ore de la comiterea infracțiunii. Ehe, Dobrescu Vasile, degeaba sunt dascăl și superior, degeaba te instruiesc. Încă n-ai înțeles câte evenimente se pot consuma în 10 ceasuri? Vorba aia, Dumnezeu a inventat lumea în șase zile. Zece ceasuri înseamnă cât reprezintă în procente dobre cu Vasile, zece din 144. Repede că e chestie de primară. 14,4. Extraordinar. Se minună Minerva. Vă să zic că tot mai știi ceva aritmetică. Deci, încearcă să-ți imaginezi te se pot întâmpla într-un interval care reprezintă 14,4% din timpul necesar creării unui univers. Permiteți-mi să vă spun, îndrăz din locotenentul, că până și doctrina religioasă consideră aceste șase zile ca pe o determinare pur simbolică, dacă nu metaforică. Nu se cunosc exact dimensiunile unei zile în mentalitatea celor care au scris Biblia. Poate secole, poate milenii, iată, te uită, ai ceva cultură. Așa, 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 îi răspunse în gând locotenentul. Din fericire, Declară ca să schimbe subiectul, n-a plouat. Minerva i o Ei și? Tocmai pentru că n-a plouat nu o să găsim nimic. Ce urme vrei să dezlușești pe un pământ ars de un soare torid, uscat ca o coajă de nucă? Părculețul îi se păru minervei pitoresc, inspirat și grațios împrejmuit, cu un gar scund din bârne de piatră împletite. Coroanele princiare ale copacilor asigurau o umbră permanentă și minervau și închipui că în serile fierbinți de vară nu era lesne să găsești un loc pe bancă. Soclul, decapitat de statuie, făcea o impresie stranie. Era un paralelipiped înalt, din al cărui pântece țâșneau robinetul și micul bazin imaginat în formă de scoică. În jur, pământul era bătătorit și, după cum preconizase Minerva care făcut turul soclului, nu exista nicio urmă. Se înălță pe vârful picioarelor și își trecu ușor degetele peste suprafața zgrunțuroasă. Stau și mă întreb cum au desprins bustul de piedestal," Pare pur și simplu retezat cu lama. De ce spuneți au? Credeți că au acționat mai mulți? Minerva râse. Ai dreptate, instinctiv am folosit pluralul. Habar n-am cât este de dificilă operația. Sculptura este unul din puținele hobby care nu mi-au alungat somnul. Și deși mi închipui că nu e imposibil să te descurci singur, cred totuși, dată fiind rapiditatea pe care o presupune operație clandestină, că s-a cooperat. Am să mă consult în chestiunea asta cu un specialist. Dobrescule, după capul meu, aici în parc nu ne rămâne decât să prindem muște. Își plimbă privirea asupra împrejurimilor. Micul scoar era străjuit din trei părți de diverse clădiri. Strada pavată ca o dinioară, cu chifle mici din piatră, ținea paralela celei de-a patra laturi. Făcură în părculețului, fixându-și atenția asupra imobilelor o vilă pe un singur nivel, cu ferestre scunde și late, ca la vagoanele Pullman și cu o firmă elegantă, negru și auriu, pe ușă grea de ștejar. Dr. Dinu Candian, o casă veche cu marchiză și bibiluri de gips sub cornișe și deasupra geamurilor înalte și, în sfârșit, o clădire impunătoare cu parter și etaj în stil maur. Interesant, făcu Minerva pe gânduri, casa pare nelocuită locotenentul cuteză. Credeți că e singura din București? Nu, băiete, dar abandonate sunt de regulă cocioabele. Bordeie prăpădite care așteaptă vizita buldozerului. Asta e o clădire prea importantă, înțelegi? Parter și etaj în perfectă stare, construcție solidă și cu pretenții estetice. De unde am dedus dobrescule că-i părăsită? Locotenentul început să transpire. Iar m-a scos la tablă. Cred, o... Uh presupun că v-ați ghida după perdelele murdare. Aș! Și mătușii mea caliopii, spală doar o dată pe an. Zice că dacă sunt prea curate, se simte ca la sanatoriu. Și geamurile sunt murdare. Mai e cu sanepidu, soro, nu toată lumea e obsedată de cârpă și detergenți. Atunci nu mi dau seama. Băiete, băiete, problema e atât de simplă că mi-e și jenă că am mai formulat-o. Aleia! Alea care duce de la poarta grădinii până la intrarea în casă nu spune nimic, nu vezi? Printre dalele de piatră străbătut străbătut iarba, dar asta n-ar fi nimic. Faptul însă că buruienile nu sunt culcate, ci drepte și perpendiculare. Mai știi ce e aia perpendicular? Dovedește că nu sunt călcate. Mai clar că nimeni nu intră și nu iese din clădire. Și mai clar că alea nu e frecventată, și asta nu de ieri la alte firele o lungime de circa 10-15 cm și în ultima vreme n-a plouat. Trebuie neapărat să ne interesăm la Consiliul Popular cei cu drăcovenii asta. Instinctiv mai o odată capul. La fereastra de la etajul întâi se afla un chip ciudat cu ochi albi. Nu-și putu da seama dacă e bărbat sau femeie de o paloare cadaverică. În aceeași clipă dispăru. Capitolul 2 Slavă Domnului! exclamă maiorul Cristescu de la miliția judiciară, ca în dosarul ăsta. Auzi, să dispară bustul unui oareșcare doctor Concescu, evident azi oareșcare, din parcul unui parc aflat în mijlocul Bucureștiului. Cazul e atât de trăsnit încât rămânându-mi în parahie, mi-ar fi fost peste putință să nu mă gândesc la Melania Lupu. Să o mai fi cumințit și ea, declară locotenentul la zimioară, un mare optimist, prin vocație, pântece, avea o digestie excelentă și un destin amabil care nu-l dezamăgise. Ultima oară, vezi, anonima de miercuri ne-a dat chiar o frățească mână de ajutor. Să sperăm, dragul meu, să sperăm, ghinionul cu această distință, doamnă, este că din când în când se plictisește. Asta încă n-ar fi foarte grav. Există cinematografe, biblioteci, cluburi femina, rumii, deși pe ea o văd mai degrabă la o masă de mouse sau whist. Din nefericire are și idei. Ei, mai seacă și rezervorul ăsta. În fond împlinește 66 de ani. Un apogeu de maturitate spirituală este vârsta la care marii creatori și-au zămisli capodoperele. Azimioară început să râdă. Să sperăm că Melania și că vor face excepție. Mie îmi spui, s-a madurizat ajuns ca să spargă banca Angliei. Maiorul ridică receptorul care începuse să bâzâie. Da? Chipul îi se crispă instantaneu și pe frunte i-a câteva picături de sudoare. Da, stimată doamnă, ce mai faceți? Cu o mișcare a capului, Ministru locotenentului să deschidă al doilea receptor. Azimioară recunoscu cu oarecare emoție glasul amabil, cu intonații de fetiță crescută la pension. Trebuie să vă văd neapărat, domnule Maior. Chiar asta vorbeam acum cu Mirciulică și m-a sfătuit să nu întârzi nicio clipă. Ce s-a întâmplat? Oh, nu pot să vă spun la telefon, dar sunt extrem de nenorocită și presimt că numai dumneavoastră mă puteți ajuta. De altfel sunt sigură. În receptor se auzi un firicel de plâns firav și maiorul, ca totdeauna în confruntările cu bătrâna, își simți inima copleșită de duioșie. Cum vă pot ajuta? Vă rog să-mi faceți o vizită în cursul zilei de azi. Insist că ce este o chestiune urgentă? pot miza ca și altădată pe amabilitatea dumneavoastră? Bineînțeles, voi încerca să vin în cursul după amiezii. Se corectă, voi veni precis. Închise telefonul și suflă de parcă zimioară n-ar fi înțeles cu cine stă de vorbă. Melania își trecu degetele prin părul umezit brusc. Mai exact, Melania egal Dandana. Locotenentul Azimioară nu era un ipocrit. Avea certitudinea că maiorul nu se înșală și, în consecință, nu căută nicio formulă prin care să-și exprime condoleanțele. Cristescu izbi cu palma în birou. Auzi, Azimioară, sunt în credința că iar o să vizionăm un număr de zile mari. Al dracului să fiu indiferent ce i-a trăznit prin minte dacă mă mai ocup de o singură afacere în care evoluează Melania. Mă retrag cu reverențe și scrieți-mi la poz restant. Locotenentul. Își plecă privirea. De asta dată, tot cu certitudine, știa că maiorul se înșală. Aroma dulce, insinuantă de maginu, arăl izbi încă din vestibul. Doctorul Candian se crispă imperceptibil. Iar a fost fiară aia la noi. Își a zvârli servieta pe canapeaua din living și dădună vală în dormitor. Inima îi bătea de emoție, nerăbdarea, dorul, o spaimă nemărturisită că s-ar putea să nu găsească pe Liana, rămăseseră intacte, la fel de proaspete ca acum cinci ani. Mai cu seamă nopțile de gardă erau chinuitoare. 12-14 ceasuri departe de, de Li, încercând să-și stăpânească fantezia, să-și alunge spaimele, să zăticnească la gândurilor ucigătoare. De câte ori asista la întoarcerea medicului acasă, doamna Marta Bădescu, guvernanta lui Codruț, se simțea ofensată. Era însă o femeie discretă și știa să se cenzureze. Singura persoană în fața căreia își dezvăluia gândurile era Valentina, o prietenă din copilărie. Mă agasează până la vânăt, când îl văd cum aleargă să i sărute papucii, iar la băiețel nici nu se uită." Mașer, nu-i singurul bărbat care-și adoră nevasta." Nu văd de ce te simți atât de contrariată. Un fleac de femeie. Da, dar cu 20 de ani mai tânără. L-ai uitat pe spiru dăneț. Suspenda ședința de judecată ca să dea o fugă până acasă să-și îmbrățișeze păpușica. Și asta la casație. Dinu Candian se aplecă deasupra patului și sărută ușor buzele femeii. Liana deschise ochii, zâmbi, întinzându-se cu poftă. Ai venit? Cât e ceasul?" 11 li, ai dormit bine?" Mhm, mm o luăm brațe și o strânse puternic. Au, mă doare! Iubița mea, ți-a fost dor de mine? Aha, uh -huh. mai lasă-mă să dorm." Nu fii leneșă, îți aduc ciocolata și o țigară. După aia fetița se îmbracă și luăm masa în oraș." Ochii ardeau de epuizare pe fața Brună cu trăsături de o frumusețe virilă. A o gardă îndrăcită care îl solicitase aproape continuu. Nu izbuțise să doarmă nici o jumătate de ceas. Dacă ar fi avut doar 30 de ani, nu 45, nu s-ar fi sfit să-și mărturisească oboseala, s-ar fi vârât în pat și ar fi dormit până a doua zi. Se simțea însă handicapat de vârstă și, tocmai de aceea, își ascundea orice slăbiciune care l-ar fi putut eticheta în ochii lianei, drept pătrân, practicând un autocontrol meticulos, obsesiv. Cât ar fi fost de ostenit, nu dădea niciodată primul semnalul de plecare la vreo petrecere, avea grijă să se trezească înaintea lianei pentru a-și face o toaletă atentă, iar când fusese bolnav, o pneumonie se internase în spital. Nevastă sa nu trebuia să-l vadă umilit de boală, transpirat, cu părul năclăit și gura arsă de febră, în pijamale șifonate, umede ca niște scutece, care trebuiau schimbate din oră în oră ar fi înțepenit de groază simțind o că îi ocolește respirația fetidă, că îi e silă de pielea sudată, lipicioasă. Dorul Gogu Manoliu, amic, intim, își strâmbase buzele. Auzi, flăcău, când iubești, chestiile astea nu contează. Uiți ochiul necruțător al tinereții, Gogule, de ce să-i ofer un spectacol dezagreabil dacă îl pot evita? De ce să facă inconștient comparații care mă dezavantajează? și, în general, nu vreau să se simtă alături de mine frustrată. Frustrată? De ce? De orice i-ar putea oferi un bărbat de vârsta ei. Adică unul de 25 de ani, auzi, monșer? Când descoperi tehnica, fă o comunicare științifică pe chestia asta. Ei la sigur premiul Nobel. Ești trivial. Aș, realist, toți ăștia maturii de intrați în cooperativă cu persoane minore, cădeți în același păcat. Faceți pe tinerii fluturați drapele de juvenilitate. Vă îmbrăcați ca ți-o păiți ridicol pe ringurile de dans. Fii atent la tetea ce condiție fizică are. Începe să vă căni spăru. Ești sadigogule. Și încă vreo cinci adjective, mă frumosule, tu și ceilalți de sunt colegi în materie, trebuie să înțelegeți din start că vă vârți într-o aventură și că trebuie să vă asumați riscurile. Poți folosi o sută, o mie de șpreiuri, când te scoli dimineața sau chiar spre chindie, tot nu-ți miroase gura flori ca o lui de 20 de ani care n-are bani să-și cumpere un tub de pasă de dinți. Iar tânăra Julietă trebuie să știe și ea că la un seif bine garnisit se asortează în general o, o proteză strălucitoare a 5.000 bucata. Peste 10 minute, din Ucandian se în dormitor, împingând o măsuță volantă. Pe tava de argint, ciocolata fierbinte, aromea în sucul de portocale scos din frigider, aburea sonda de cristal. Alături de țigările polmol, într-un păhăruț grațios de boemia, un trandafir roșu, proaspăt cules din grădină, strălucea de rouă. Era micul dejun al Dianei. A venit Madame Bădescu? Da, au ieșit la plimbare. Se așezase în fotodiul de budoara, prinzându-și prima din cele șase țigări pe care și le îngăduia într-o zi. A se conserva, renunțând aproape integral la toate plăcerile, era încă una din jertfele medicului. La fiecare înghițitură, Liana trăgea la com din țigare și Candian observă cu blândețe. Fumezi prea mult, draga mea! Știu, râse Liana, la vârsta mea și tu făceai la fel. Mi-ai spus singur că degajat consumai două-trei pachete peste vreo 20 de ani, probabil că am să fiu și eu mai moderată. Medicul se crispă ușor, fără intenție, cu inconștiența tinereții, Liana scăpa zilnic observații dezagreabile, îi amintea mereu de existența buletinului din alt veac. Își alungă gândul, cât e de frumoasă, o statuietă de tanagra, dar blondă, fiecare gest are grație, ar putea constitui o poză ideală pentru un pictor. Observă întreagă pe tonul faptului divers care nu comportă vreun interes special. A fost Emilia aici? Da, de unde știi? Ea a simțit parfumul. Și din nou sufletul îi se umplu de venin. O socotea vulgară, trivială, incultă, prostituată de gang. În alte circunstanțe poate n-ar fi găsit-o atât de repulsivă și ar fi acordat fără îndoială calificative mai generoase. Picantă, sexy, neserioasă, dar în fond amuzantă. Nu ierta însă faptul că se afla prea aproape de Liana, că o cucerise, că o impresiona. Oricât de mult credea în fondul curat al nevestisii, de fapt vroia să creadă, îi era teamă de influențe nefaste, de teribilismul caracteristic vârstei, care te împinge din dorința de original și formidabil la alte nesăbuințe. O singură dată încercase să o lămurească. Ce-ai găsit tu la fata asta, E vulgară, proastă, ieftină!" Tu ai atâta rasă, atâta gingășie. Cine vă vede împreună nu știe ce să creadă. Liana îl măsura se rece. Mă amuză. Nu-i de ajuns? Cu cine vrei să mă distrezi? Să-mi epuizezi timpul în compania mătușii distins a centenară, doamnă Matilde Bobescu? De atunci se abținuse de la orice observație și chiar încercase, în măsura posibilităților sale actoricești, să fie amabil cu Emilia. A, exclamă Liana, am uitat să spun o chestie. Ce anume, draga mea? N-ai observat nimic când ai venit acasă azi dimineață? Ce să observ? În parc. În chipuie a dispărut statuia. Ce? Medicul palid țâșni din fotoliu și alergă la fereastră. Rămase câteva clipe încremenit. Șoptii fără să-și dea seama. Mi-a fost mereu teamă. După ce studie cu atenție extrasul de note redactat de către Macri asupra dosarului Gheorghe Vlădulescu, Minerva intră în biroul colonelului Ionaș. Își manifestă intenția de a-l vizita pe deținut care și executa pedeapsa la penitenciarul din M. Colonelul se arătă sceptic. Nu vreau să te demobilizez, dar n-ai să scoți nimic de la el. L-am văzut de câteva ori în timpul anchetei. E, în definiția comună, un dur, un neadaptat și chiar dacă ceea ce afirma un psiholog asupra personalităților accentuate este valabil, anume că pe acestea le punctează, determinându-le evoluția, implicit destinul, o anumită trăsătură de caracter, generatoare de un anume sentiment, atunci ura reprezintă cuvântul care îl desemnează cel mai bine pe Vlădescu. Este o pungă de o travă și, pentru mine, constituie o enigmă. În ce sens? se interesă Minerva. Colonelul privi departe, peste umeri ei. Draga mea, omul acesta nu a împlinit încă 40 de ani. Cam pe aici, a trăit de cea copilărit, s-a maturizat în condițiile de după anii 50. Nu avea cum să regrete un modus vivendi de dinainte de război, iar situația modestă a părinților, un învățător și o umilă funcționară, nu generează păreri de rău. Dacă mai pot înțelege, apelând la întreaga mea obiectivitate că feciorul lui X, mare moșier, industriaș sau om de afaceri, are nostalgia cultivată de familia fostului regim, pe Vlădulescu nu-l pricep sub nicio formă. Părinții sunt modești, a vizita grădinarul. Locuința tipic mic burgheză exclude ca ridicolă ideea de avere, mentalitatea aparține unor oameni echilibrați care nu plâng după aurul bunăstării de pe timpuri. Și atunci? De unde? De ce atâta venin?" N-a avut necazuri și a făcut studiile în condiții normale, a dus o existență care, prin confortabil și lipsă de accidente, devine chiar monotonă. Și atunci, iarăși, de ce? Minerva a din numeri. Probabil trebuie totuși să acceptăm ideea răului existent în unii indivizi, indiferent de condițiile și mediul în care evoluează. În orice caz vreau să-l cunosc. Colonelul surâse. M-am obișnuit să -mi mizez pe intuiția ta. Încearcă! Una amănunt însă trebuie să fie limpede. Te vei izbi de zidul unei fortărețe. Individul este condamnat la 15 ani. Pentru el, mai rău decât închisoarea, nu există nimic. Nu mai are nicio miză, nu mai are ce pierde. În doi imași, deci să fie dispus să-ți ofere ceea ce colaboratorii noștri mai tineri ar numi un pont. Nu, făcu Minerva, nu mi-l va oferi, dar s-ar putea să-i scape. După ce codruț înghițați rașca de lapte de la ora 5, obligațiile doamnei Marta Bădescu încetau. În serile când soții Candian vroiau să iasă, o reținau plătindu-i ore suplimentare. Nu locuia departe și un maximum jumătate de ceas, mergând pe jos, se afla în locuința ei din strada Popatatu. Aici, într-un bloc micuț, avea un apartament de două camere cu dependințele respective, un pechinez și amintiri puține. După moartea soțului ei, Manole Bădescu, fost judecător, spre deosebire de marea majoritate a văduvelor, se debarasase în mod sistematic de aproape toate obiectele care țineau de trecut. Își schimbase locuința, luând un apartament mai mic în același bloc, vându-se biroul și biblioteca juridică ale bărbatului dispărut, își luase altă mobilă, ușoară, practică, funcțională, păstrând doar două scrinuri și o vitrină stil piese veritabile care făcuseră parte din zestrea ei. Neamurile și cunoștințele o asistaseră contrariați. Sunt de-a dreptul consternată, îi spusese de pildă aceeași Valentina, cea mai veche prietenă. Procedez de parcă ai vrea să-l uiți complet pe Manole și doar vă știu de viață. Totdeauna am avut impresia că sunteți foarte uniți. Dar chiar așa am și fost și dacă ar fi să o iau de la început tot pe Manole l-aș alege, atunci tocmai pentru că mi-e greu să am mereu în fața ochilor martorii unei fericiri apuse. Am șaptezeci de ani și știu că nu mă mai așteaptă... Nu bucurii, dar nici măcar ceva special, cu excepția, bătu în lemn, vreau boli. Ți minte cobaltul meu din dormitor, de câte ori îl vedea, îmi dădeam lacrimile. L-am cumpărat la cap în 33. Eram în voiaj de nuntă, superbă, elegantă, fericită. La fiecare aniversare a căsătoriei noastre, Manole îl umplea cu trandafire albi. A, sunt bătrână, urâtă, prost, îmbrăcată și nimeni nu mai aduce trandafiri albi. E un simplu exemplu. Ești deprimantă, mașer. Nici pe departe cât aș fi fost dacă rămâneam să veghez între ruine. Nu îți mai spun că mi-e mult mai ușor să întrețin casa. Nu mai șterg supraful în sufragerie, îmi lua pe vremuri jumătate de ceas. Întoarsă acasă, Marta Bădescu scotea cățelul la plimbare, încheindu-și seara cu o carte sau ascultând emisiunile de la radio. Nu interesa televizorul și refuza constant invitațiile prietenilor sau ale vecinilor amabili. Se simțea bine singură și acceptase să intre în serviciul familiei Candian, nu atât pentru rotunjirea venitului, cât pentru faptul că, suferind de arterită, medicul îi recomandase multă mișcare. Dacă aș fi dispus de toată ziua, precis nu făceam. Azi mele ne mâine plouă sau ninge sau e prea cald. Așa sunt obligată să ies și vrând nevrând mă plimb. Pe, în drum spre casă, Marta Bădescu se oprica totdeauna la expresul din piața Palatului. Nu făcea niciun fel de gospodărie și după moartea lui Manole, gurman și gurme, în același timp, amator de bucate sofisticate, descoperise deliciul meselor tip bufet rece, încropite din pachetele de băcănie. Pe palier întâmpină lătratul cățelului, care simțea că s-a întors încă înainte de a fi băgat cheia în broască. În vestibul simți miros străin de fum de țigare se dezbrăcă de jachetă și aruncă o privire reflexă în oglinda cuierului. Tu ești bebe? Hello, mama! Pentru Dumnezeu schimbă stigările, -ți astea miros groaznic. Nu eu le fabric. Ți-am spus de atâtea ori, fumează mai puțin și ai să-ți poți permite un tutun mai scump. O așteptam fotoliu cu picioarele extrem de lungi, repezite spre mijlocul încăperii. Era un bărbat de vreo 35 de ani, înalt, extrem de suplu, blond, de o izbitoare distinție o satura, întreaga geometria obrazului, noblețea încheieturilor și a degetelor fine, trădau rasa cizelată de-a lungul multor generații. Costumul de vară bleu îi venea bine și mai a mângâind cățelul care îi se cățăra fericit pe poale, îi strecură o privire mulțumită. Cu ce ocazie pe aici? Se vedeau destul de rar uneori odată la câteva săptămâni. Bebe Bădescu lucra la studiourile cinematografice din Buftea îndeplinind diverse funcții secundare. Nu avea studii superioare, ceea ce constituise marea decepția lui Manole Bădescu și o rană pe care anii nu izbutise să o pentru bătrână. Își iubea băiatul, copil unic, dar făcea parte din nefericita specia celor care nu știu să se mintă, uneori automistificarea e salutară și sentimentele cât de puternice nu legau la ochi. Marta își cunoștea fiul pe degete, îi accepta defectele cu resemnarea înțelepților. Era o sceptică și nu credea în corijarea individului. Mai veche decât deprinderea e fire. Poți să le fui un om, îl poți învăța eticheta, îi dai un polei pentru ca accidentele de caracter să fie mai puțin stridente, dar în fond rămâne același. E suficient o împrejurare propice pentru ca tot ce a fost aparent înlăturat cu obidinea de precepte, norme, reguli să țâșnească la suprafață cu violență. Superficialilor sau celor cu un simț analitic mai firav, Bebe Bădescu le făcea o impresie excepțională. Fin are o eleganță naturală, distinție, inteligență, un adevărat aristocrat. Sunau calificativele curente care circulau pe seama lui. Le auzea și bătrâna, mulțumindu-se să le înregistreze cu un clipit ceva mai des. Era frivol, snob, egoist, iar inteligența mai mult zgomotoasă decât autentică. Încredințat că soarta îl hărăzise ca ales, simțindu-se extraordinar de bine în propria ei piele, nu s-ar fi schimbat nici pe șahul Persiei, crezând orbește în steaua lui. De pildă, dacă i s-ar fi oferit mâine o coroană de rege, Bebe nu s-ar fi prăpădit de buimăceală și, eventual, ar fi primit-o cu un aer seniorial de mare favoare. Un anumit optimism, care ținea din conștiență și infatuare, îi asigura o bună dispoziție permanentă. Totul se rezolvă și dacă o problemă nu se rezolvă în maximum șase luni, înseamnă că ea nu există. Noutăți? Bebe dădu din numeri. Noutăți. Lucrăm la un scenariu de Mircea Mihail, îl știi, a scos anul trecut iphone Avea un glas nazal și emitea cuvintele pe un ton caracteristic. Nimic nu important, nu merită discutat ceva interesant?" insistă bătrâna. Sensul, de fapt, era altul. Ceva interesant pentru tine?" Aș, un fleac! Nu avem scenariști, e o realitate. Muncim ca niște negri să scoatem ceva din ceea ce grifonează fără harmaestrul. Râse superior. Eu nu pot să scriu ca ăștia. Ideile mele sunt de altă factură și pentru o altă clasă de regizori. M-aș putea înțelege eventual cu un cramăr." Înțeleg, oftă bătrâna. Tu ai mâncat ceva? Bebe dădu din mână, spre deosebire de taică să umesele constituiau pentru el un pretext. Nimic nu-i stârnea în mod deosebit apetitul, iar la restaurant, totdeauna select, comanda diferite feluri, ținând seama de gradul de simandicos al denumirii. Nu mi-e foame! Ce mai fac amicii tăi candienii? Tu n-ai mai trecut pe la ei!" Bebe Bebei frecventa destul de des, dar având grijă să evite orele în care ar fi putut întâlni-o acolo pe maică-sa. Lumilea situația în jositoare de guvernantă, îi administrează țâncului cum să spună că vrea pipi în franceză și, în consecință, candienii ignorau total relația de rudenie. Coincidență de nume, simplă coincidență. Bădescu e în fond frecvent. Doctorul Candian nu făcea pasiune pentru bebe, îl suporta însă amabil, dată fiind legătura lui cu Mara Varlam, veche prietenă de acasă, și pentru că dădea notă bună la sindrofiile cu pretenții. N-am avut timp, de fapt am lipsit mai tot timpul din București. Azi vin prima oară după aproape două săptămâni. Bătrâna zâmbi ironic. Mă simt extrem de flatată, mon petit. Făcu o pauză și adăugă. Ai nevoie de bani? Bebe păru ofensat. Îți închipui că numai pentru bani vin. Vezi, asta detest eu la tine. Te comporți de parcă în permanența ai avea ceva să-mi reproșezi. Nu, oftă Marta Bădescu, de nu-ți mai reproșez nimic. Bebe își împreună vârful degetelor într-un gest meditativ. Deci, nimic nou la candieni. Spune-mi exact ce te interesează. Trebuie să știu însă că nu-mi fac confidențe. Confidențe? Când petrece acolo zilnic șase-șapte ore, nu-ți pot ascunde mare lucru. Ce-ar fi de ascuns? Bebe, păru că se eschivează, vorbesc în general. Pătrâna îl privi mai atentă. De ce nu te duci tu să faci cercetări la fața locului? Ai ușile deschise, iar chestiunea bag de seamă te preocupă?" A, nu, nu-i deloc momentul," făcu Bebe pe gânduri. De ce nu e momentul?" bebe întoarce capul, zâmbi fals și se ridică. Ți-am spus, n-am timp." În vestibul, maică s-al țintui locului, punându-i mâinile pe umeri. Fii atent să nu faci vreo prostie. Nu ai pe nimeni care să te ajute. În orice caz, lasă-i pe Candien în pace. Fiul său se descotorosi delicat din strânsoare. De la o vreme ai idei. Orvoar, maman. Marta Bădescu rămase gânditoare cu o grijă nelămurită în suflet. Totdeauna presimțise actele necugetate ale lui bebe și totdeauna fusese incapabilă să le prevină. Se culcă într-un târziu, fără să scoată cățelul la plimbare și, fără să deschidă pachetele de la expres, uitate pe frigider.